Cum, mă, atenție, cade în cu iala. De unde până unde? O prietenă de-a mea, ei trebuie să-i dau credit, Aura, da? ce bă, ăsta e cel mai bun slogan de țară. Atenție, atenție cadete cade ten, ten. Mamă, câtă subtilitate în doar trei cuvinte. Ăștia suntem. Punem avariile și dacă protestează cineva, îi indicăm și direcția. Hai că-i dăm tare și azi. Vă spun. Băi băiete, deci crede că am simțit cum a... o lume întreagă a fost răzbunată Pentru că indiferent de ce parte a baricade era în povestea asta Băi, deci cu năduf toată lumea o dădea pe asta n cum, adică nu puteai să treci așa peste Bă, da, adevărul că așa a fost și eu la un moment dat le spuneam o că ne adunasem după lockdown, după ce ne-au închis în case, am ieșit afară. Nu? Ca așa e în viață. Te norm... Nu e așa normal, mă. Liviu știe cel mai bine. Așa. și... Ideea e că eu le dădeam niște mesaje pe telefon. Scuram, mă, pandemie mai multe voci și la un moment dat Îs, gâra, mă -tine, mă -tine. Și tot așa și tot așa Și ăștia râdeau și la un moment dat zic Ai, mă, ce, Bă ăsta e super refren Hai să intrăm să bădăm în jos Din glumă Din glumă Da, din... totul mă din glumă dar... și din frustrarea adunată mă. Absolut bă, Dar stai. la o zi jumate după gluma, A început Bă stai mă că chitările nu-s bune Stai că vrem rifane Stai că vrem metale Stai că trebuie să sune piesa că... bă, bă dar e o glumă Bă dar trebuie să sune E glumă Dar și gluma trebuie să sune da. Asta îmi place cel mai mult. Eram sigur că a plecat de la o glumă. Bă, da, din punct de vedere muzical, Tudore... Da, este... Faite, nu mai eu. e o glumă. Nu e glumă. Mama, deci e, e industrie acolo. E și industrie și e și mult din... Hai să zic așa... Energia cu care am crescut noi mă da, măi, și mai eu și eu. -o, o, o răzbunare a rocului de anii 90, metal de anii 90, noi n-am cântat asta în viața noastră, dar toți știm cumva să o cântăm dacă stai să te uiți. Adică Eugen n a mai pus mâna să facă riff-uri de astea de când cânta cu... Bă, facultate, știi? Probabil painkiller și bă, breaking the law. Dar na? tu ți-aduce aminte că pe vremea lunea, Nicu, noi căutam cu disperare chitara în discurile de la Electrecord și nu o prea găseam? Păi nu o găseai, că, că era ascunsă cu... tot bă, timpul. Că cu ce mixam și cu ce imprimam. Bă, dar nu cred că era numai de asta. Bă, era de asta și știi de ce? Că a zis, că ăsta a spus o Keith Richards, zice, bă, pe, pe vremea mea când trăgeam toba, suna nene toba, zice, acum când tragi toba zici că se pișe o pisică pe acoperiș. Noi am avut și problema asta pentru că mixurile noastre nu sunau în România comunistă, că îți dai seama cu că... Ce mix sau și mai ales cum se imprima. Că da, mă rog, era vini care Succesul unui mix anyway. se spune că e cât de bine tragi instrumentele. Atunci era și tentația asta să apară toate lucrurile în mix, să-l umple, că nu se auzea destul, nici ce trăgeai Simplu nu suna bine și atunci mai punei mai puneai, cu de toate. Da, 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 da. Noi și cu orchestrația zic. era cu de toate, știi. dă și natural, dar bagă și mai anezul. Bă, dar noi avem o aplecare pentru acest cu de toate, dacă stai să te gândești. Da. Și fi vrem o să de gândim. țară. Mă o să râzi acum mai în glumă, mai în serios. eu mă mir că nu s-a gândit nimeni să-l înmatriculeze, pentru că să știi și a urma cu de toate doar la noi există. Ea a fost inventată la Berlin de un bucătar turc prin anii 80 a cucerit lumea întreagă, dar cu de toate se face doar la noi. Pentru că numai noi nu ne putem abține să încercăm. <laughs> Absolut și, de, de și mai e și o problemă de buget, că nu poți să iei două și urme ca să zici, dă una așa și una așa. <laughs> dă una de cu de toate. <laughs> adică la, casa să iei din fiecare felie. Și, dar nu poți să-l folosești ca brand de țară pentru că avem unul mult mai bun. Care mă? și care este de fapt și un selling proposition. Ia zi. Atenție, cadete în cuiala. Băi, chiar mă. Chiar mă că noi îl avem și pe ăsta, mai incredibil. Asta este expresia și situația României. o prietenă de-a mea, ei trebuie să-i dau credit, Aura, da? Ce bă, ăsta e cel mai bun slogan de țară. Atenție, Atenție cade cade cu ea. La. Și este și call to action, cumva. Fă ceva. De da. unde? Mie, mi se pare că e... Eu v-am zis. Păi nu, are și filonul Creangă, zis, adică frate. are și filonul Creangă cu drobul de sare, da. că este, atenție, da, că în al este de fapt raportul peste timp cu semantica literaturii lui Creangă, mă. Da. dar este și ceva, un call to action indirect acolo, atenție, că în cuiala faceți ceva. Dar nu mai vă că eu nu fac nimic. Da, da faci ceva. Ești... Bă, știi cum e știi asta că cu depinde atenție de, de tine tencui. să nu scadă în cap. Știi cum e asta cu atenție ten cu ea e, e ca aia cum, când pui avarii. Oprești da, cum să zice. Oprești unde ți să năzare ție, da? Nu contează că e oprirea interzisă, că nu e că în circulația, că dai totul pe să. Pui avarii. Tată, eu am pus avarii. Exact. Bă, am pus e. avarii. Da, e, aia te, scute, te absolut. Da, Avaria Avaria în România e de studiat și de uh, uh, automobilele din altă țară, pentru că ea practic are și rolul de computer de bord, adică ea face niște chestii de inteligență artificială. L-ai opri pe avarie, tu știi că ăla poate e la pâine sau la bancă, oricum toți parchează unde s-au născut. Și vreau să zic că pe vremea lui Ceaușescu nu prea era întâlnit butonul ăsta de avarie la Daci. Eu mi-aduc aminte că... L-am descoperit cu greu la noi și nu funcționa. Să se lupta cu butonul de like. Să-l <laughs> fi avut el neanicu. Mă mâncava și va șochii. ce ar fi da neanicu numai like-uri. Deci erau vălele. La ce la neanicu să-l fi avut Viorel la el acolo. <laughs> le -o, le -o. La păcănele. Da, like. Să dai unul, să ai unul mort, știi? <laughs> la mâna moartă, știi? Da, dacă nu mi-a intrat jackpot, dacă n-am dat un like. În spiritul economiei, bunicul meu trăsesc siguranța de la ăsta de avarie, să nu cumva să-l uiți pornit, mă. Pentru că la rămânea pornit și după ce îi luai cheia de la contact, să nu se consume bateria. Că am vrut eu o dată să pun avariile, mi-aduc aminte de abia am luat în carnet. Bă, și nu mergea și zic, domne, nu merge la de la avarie. Da, dar știu, eu am scos siguranța. Păi de ce? Păi dacă rămânea apăsat să consumă bateria. Deci, bă, noi, noi suntem un popor special. Tu gândește-te doar că noi avem ca de preferat. Tu doar, atât. Și aici am pui o mare problemă. Băi, tu, tu gândește-te no, ție doar. nu spun -ți problema asta, Toma, de am permis să zic așa. Pune la socotelă faptul că noi avem ca desert preferat coliva, mă. Dar nu mai lăsa să închidă că vin bocitoarele, că am Petre Gigel a murit în stradă, știi? Și alea bocesc, dar trebuie să bocească pe subiect, că nu poți să te duci să bocești aiurea. Știi ce zic? Adică da, tu, dacă da. te-ai dus la un mort, tu trebuie să știi despre ce bocești. Păi Și alea se aruncă pe mort. Acum cu COVID-ul nu se mai aruncă, bocesc undeva mai în colț. Bă, acum cu COVID-ul toate s-au zăpăcit te-ai dus tu, gigele. De ce n-au tencuit? Că tu de te încuial ai fugit. Uite-mă asta, ce zici tu acum, asta mergea coloana sonoră perfectă pentru inaugurarea asta de la metro din București. Coloana sonoră inaugurală? Da, să știi că metro nu arată rău. Băi, eu nu zic că arată rău. Bă, tu dore. Dar după 9 ani, atâtea ne-a luat nou... Băi, hai mă, când ai inaugurat ce au știți până după 9 ani? Păi din momentul în care păi s-a început construcția... Eu pun după 30 de ani. Adică nu era clar după 30 de ani că Stam, metrou... Că adică după 89 ele. imediat nu era clar că trebuie să mai faci dacă ai început? Adică nu. trebuia să mergi Nu cred că le era nu clar asta. Nu, nu nu. cred că doar nouă ne-a fost clară chestia asta. Păi dar mi se pare penibil. Adică măcar la anii 80 a inaugurat un metrou. Era ceva atunci pentru România. Dar acum, când ai 7 kilometri tu să te duci să tai pangă. Bine, că... mi se pare că oricum avem un deja vu, adică 2 km de autostradă în 40 de ani. 7 km că facem de o... Noi cred că putem inventa chestia asta, autostrăzi butic. Adică alea care le piripești mult, lucrezi la ele pentru că sunt opere de artă, dar trebuie să și bagi ceva acolo. Poate un remake după Brâncuș pe o margine, mai aduci un Grigorescu și tu spui ca stat, tu zici băi, nu puteam să facem 10 km de autostradă butic, nu se fac ca astea marile lanțuri bravo, care le faci în două zile. Bravo, eu, facem autostradă butic. și adică să am te am de masă, spul... Bulgaria? Exact, ce doamne Exact, nu fac o autostradă, e... nu fac o sută de... Ce făd? Fukushima? Eu sunt aici. Am făcut ceva butic am făcut o autostradă butic, te poți plimba pe ea până se conectează cu altele, dăm și o perioadă de termen în care să -o, o iei la tine, să-ți fie dragă bucata aia, nu să, să, te duci așa una, două de la Nadlaca Constanța, Noi facem autostrăzi pentru vin. selfie urma. Bă, bune. Pentru selfie-uri. Autostrăzi, poduri, eu mi-aduc aminte când s-a dat în folosință podul ăsta de la Basarab. Nou. Nu știi că au fost... Cred că toate trupele din România au tras videoclipuri pe podul de la Basarab. Să nu-mi zici că Locuind în cartier mi-a fost... Uh... <laughs> da, nu știu, N-ai nu te-ai băgat. Mă știi, ca și cum mă nasc sub fel și fac primul videoclip acolo. Nu se face. <laughs> nu se face. Dar ți aduce aminte ca și a fost. Bă, cam așa e și cam cu bucățile. Așa era, de... da. Adică la noi se dă o bucată pe la turda de autostradă. Videoclip, mă, pentru că asta este... Mamă, cum boss, Eveniment ești nebun, național. De, așa... de asta zic, eu mă aștept acum să văd primele clipuri la metro în drumul taberei. O să avem parte, o, pentru că arată a, anii ăștia, adică n-am văzut toate stațiile, am văzut un filmuleț așa, dar nu o să facă nimeni videoclipuri acolo, pentru că... Nu o să primească aprobare. Aia, Metrorex, în bună tradiție, va, pă, vor crește prețul de vreo șase ori la închirierea de metro, adică acum cât îți dă cu 10.000 de euro pe zi, acolo să-ți dea cu 40, că uite-i frumos, e nou, ce dracu, e butic, <laughs> ești nebun, nu o fă, să fă, facă nimeni... <laughs> Poate, nu știu, artiști străini, eu aș face asta, să cheme artiștii, Rolling Stones, am lansat Metro, veniți și voi un pic, <laughs> <laughs> n-ați văzut ce... Arată ca la Londra acolo tuburile alea. Ce vedeți voi, acolo, 1880, ce... mă, eici... să vedeți la noi metro frumos. Ați inventat font pentru metro, nu vă e rușine. Exact. de cum nu poți scrie cu orice. Dar pe asta vă axați voi, nu pe eficiență. Font de, englezii să înțeleagă. Vă preocupă să vadă lumea la 100 de metri. Auzi ce preocupări aveți nebunilor. Bravo. Și de acum nu puteți cu Times New Roman toată lumea face. Comic Sans, era foarte bun. Ce avea? La ce are? Mai îndrept un pic și din twirl, twirl, gata. Băi, la Hasden de necaz unde trece nimeni. Mă nu, suntem pe ton. Avem și experiență. Avem, tată. Avem. Vedem și multe lucruri frumoase, mă, inclusiv arhitectural, că sar așa de la una de la alta, dar mi se pare că ce se întâmplă pe plan local, pentru că suntem și în prag de alegere acum. Eu nu știu, tu ce mai speri așa, de exemplu, când te gândești că mergi la vot? Sincer, să nu ia să firea. Aia te gândești Na... tu. Sper eu asta. Când mă gândesc că ești la vot, să nu putem, să nu mai continuăm în aceeași paradigmă care, adică cred că patru ani pentru București, în sistemul ăsta, Asta nici nu ține de vot. E, e falimentar tot, adică. Mă, numai Bagiocura asta ad -ad, față de mai multe administrații care erau clar incompetente, aici apare și bagiocura. Pentru că atunci când mă uit la cum gestionează ei această chestie, își dau seama, știi cum e? își dau seama că e ceva cu chestia asta. Stau ei acolo ce, bă, trebuie să facem ceva cu bicicliștii ăștia, că deja devine masă critică și e, încep să ne deranjeze. Își dau seama că e ceva, dar habar n-au ce ar trebui să facă. Și bă, atunci serio, cel mai bun lucru este să dea cu, cu vopsea pe trotoare și să zică că le-a făcut piste de biciclete. De fapt e pentru ca să vadă unii de la care vrei să iei voturi oricum și să nu-i pierzi că ai făcut cu altora. Bă, dar ei nu trăiesc în țara asta, mă? Și eu mi-am pus problema asta foarte mult. Bă, nu știu, eu nu, nu știu de unde să o începem. Pentru că, da, mă, ok. Bun, și-au făcut la ei acasă. Zece camere, douăzeci de ba camere, da, ba da. Uh, și patru hectare de teren, timp, până la Sibiu. două piscine. Așa e, așa e. Bă, trec până același Exact, treză. exact. Nu știu, cred că oamenii ăștia sunt fericiți așa cu orașul ăsta. Adică sunt niște oameni care, probabil că și lufirea ca primarii se pare că e normal să trăiască într-o bulă. Iar o bulă probabil, o ia șoferul, bine, șoferul lasă, știi că pune avaria, că se leagă cu începutul discuției, îi pun avaria și își iau mâncarea. Să știi că e foarte ușor să fii să trăiești ca nesimțit în București. Adică ca nesimțit se trăiește foarte simplu. Ai lăsat ma mașina în față la supermarket? Te claxonează unii și 5 minute, ce vrea? 5 minute. 5 minute ale tale sunt de diamant, de aur, 5 minute ale mele sunt uh, miros urât, sunt înhasnați, în, în fosa septică, 5 minute ale tale sunt mai valoroase. Tu ai lăsat așa, te-ai dus la sală, ai lăsat-o, striși pe unul, parchează, îi dai 5 lei lui ăla, te duci la spital, îi bagi 5 lei lui ăla la poartă, dacă îi bagi 10 lei, te Deci știți, te zici că ei sunt fericiți știți în știți paradigma asta? Viibare. Păi altă explicație nu am, cred că sunt fericiți. Vacanțele le fac în Portugalia, în Grecia, Cam am văzut ce înseamnă să-ți faci vacanța pe litoral. Pleacă în Grecia două săptămâni, pleacă la schila. Uh, Austria, în Franța, Austria, Italia. Franța, Italia două săptămâni, hai vacanța lor, oricum toată lumea are nevoie de vacanță, o fac acolo, și la muncă, frate, mai strângem un pic, mai mergem, mai parcăm pe trotuar, asta e, ne mai înjură puțin lumea, dar vacanța. Vacanța e în Curșevel, nene. Vacanța e în Portugalia, e la Păcaș la la Ghinciobici. Deci e... tu ești optimist, mai e clar. Și tu ești optimist. Adică dacă vine o pesimistul și zic că mai rău de atât nu se poate, tu o să-mi zici, ba să poate. Ba da, mergem înainte. Cum? Nu-i lăsa. Trebuie să fie și mai rău. Cum? Avem suportabilitatea noastră. Păi până să o trăvim fântânile mai e. Că Bă, oricum ne întoarcem că... în timp. Bă, copiii noștri crezi că o să aibă aceeași atitudine ca și noi, oare? Că simt așa ușor cum speranța pleacă de lângă tine și rămâne prietena ei. na, nu știu. Cea mai bună între ghilimele resemnare. Noi suntem o generație care a crescut copiii diferit față de părinții noștri. 100%. Mai suntem și o generație în care decizia și alegerea este mult. Eu făceam chestia asta. De ce nu înțeleg profesorii că trebuie să se schimbe paradigma? Deci eu cu tine, Andi, ne uitam la televizor, da? La 10 minute de desene sâmbătă. Noi nu aveam opțiune. Aia ni se dădea, aia vedeam. Sigur. Acestor copi, diferența nu e mare. Ecranul există în continuare, dar copiii ăștia aleg. Au opțiuni. Au opțiuni. Și când de mici ei au opțiuni pe niște laptopuri, se duc la școală și da. se duc și se trezesc în fața unui o variantă umană a unui telecolor care e profesorul pe care, care îl știm cu toți sistemul de și care le spune foarte clar bă, nu faceți decât ce zic eu ascultați ce zic eu, eu nu vreau să ies din paradigma textelor, nu știu ce e, acum să vedem dacă Clash-ul de generații în care ei acasă alegă și caută conținut, învață să, să caute pe internet, să se orienteze, să nu le mai poți da ce vrei tu. Că nici internetul nu le mai dă ce, vre, ce vor ei decât la nivel subliminal, că îi manipulează. Sigur. Asta e altceva. Dar sentimentul că alege ora pe care vrea să o facă, desenul animal la care vrea să se uite, Asta ar trebui să fie în oglindă la școală. E să vedem ce iese din clash ăsta. Că totuși nu cred că noi suntem o generație care crește la fel. Dar un părinte care cu copilul în mașină va parca pe trotuar și va bloca pe unii și o să le zică în fața copilului Bă, mai durează 5 minute, ce te enerveze așa că am parcat aiurea și femeia cu căruciorul tocmai trecea prin stradă riscând să se accidenteze. Copilul ăla va vedea că totuși ce a făcut asul e normal, asta e problema mare că ei văd un anumit tip de comportament. Iar dacă toată educația asta civică, de bun simț, că dacă am avea bun simț, poate am reușit să trăim mult mai mișto. Chiar și în această țară, la acest nivel, noi bun simț ca cetățeni, ăla o să. Dacă nu începe de la trei ani. Păi asta mă gândeam. Și bun simțul ăsta. Păi da, dar în curicula, cineva trebuie să-ți-l predea. Frumos, în pl elegant. În planul, cu drag. în planul cadru de la Minister și în, în, în învățământul românesc, educația civică e trecută ca materie din clasa 9. Când educația s-a terminat. Păi oricum. se bazează că până atunci bunul simț e predat acasă. Păi da, dar între șapte ani și acasă înseamnă tu îți duci copilul la grădință de la trei ani. Da. Păi, deci, deci, partea aia cu cei șapte ani de acasă nu mai funcționează. Pentru că copiii nu mai stau la până la șapte ani acasă. Deci tu îl dai în în, în, de la comun, 3 ani în comunitate la trei ani. Cineva trebuie să facă chestia asta. Mă. Și pe mine cel mai tare, cum să zic, mă strănește faptul că văd copiii puși într-o situație de a fi ca la serviciu, mă, de la, de la bun început, adică ei merg la grădiniță 8 ore pe zi, urmează clasa 1 unde în învățământul privat se ajunge tot la 8 ore pe zi, sau dacă e la stat, e școală plus after school, tot cam 8 ore pe zi și, mă, sincer mă întreb dacă noi chiar credem că asta o să mai dea vreun rezultat. Nu, nu o să dea niciun rezultat pentru că mai e o chestie. Fii-mi a venit într-o zi acasă să-mi spună, mamă, ce îmi place să învăț când îmi place. Mamă, ce tare e asta. Ce tare e asta, Îmi spunea mie că făcusem nu știu ce trafora. Mamă, ce îmi place să învăț când îmi place. Spre asta e vorba, dacă sistemul trebuie să, să facă chestia asta. Mai, o, mai pun o întrebare ție cu răspuns curte loc. Dacă eu ți-aș trimite de 9 ori pe an, 8, da. Dar fă un exercițiu de actorie. Pune-te în situație și răspundem cum crezi că te-ai simțit. O, eu o să dacă mă pun un exercițiu de sinceritate că nu știu să joc. De opt ori îți trimit pe an. Nu, dar trebuie să te imaginezi în situația asta. Și să zicem până august îți trimit, îți mai trimit până octombrie, îți mai dau martie, îți trimit flori. Eu ție, Andy. Da. Și vin la tine și când intru la tine îți dau niște flori. Când vin aici la emisiune, îți aduc ție niște flori. Da. Mă mai facem un interviu, îți aduc niște flori. Tu ce o să crezi nu despre mine, despre tine, în raport cu cu mine, adică de ce ți aduc eu ție flori? Că mă apreciezi. Da, că te apreciez. Și nu, o să tot le iei constant. O, un an de zile le, le, le tot vei primi, că e politicos să le primești. Da. Nu? Sigur, sigur. Și D eu o să mă și gândesc că mă apreciezi în continuare, din ce în ce exact. mai tare. Deci, mă întreb ce simte un. ce crede un profesor care este angajat la o școală publică. Așa? Învățământul public în România este gratuit. Da, mă rog, între și care, poate, care, strânge flori la 15 septembrie, înainte de o vacanță, Asta când e... s-a făcut o excursie. Această mentalitate că am, mă uitam pe uh, Facebook la niște comentarii. Că cineva spunea, bă, dar de ce să primească flori profesorii? Că în alte țări nu primesc. E un gest de normalitate să se ducă la școală, să înceapă școala bucuroși. Și o doamnă scria, după că mai, era mai old school, așa, dom'le, eu duc flori pentru că Mie mi se pare normal, e un gest de apreciere, e un gest de. Uh, și aia răspundeam în continuare, dar nu înseamnă că nu-l apreciezi pe profesor, dacă, dacă, nu duci. dacă nu duci flori. Dar a devenit cumva de fapt că dacă tu că dacă te nu drepti duci, ești pe spre, spre școală pe 15-3, ești stigmatizat. Asta e problema. Dar sunt niște pasă... lucruri care se schimbă greu. Eu sunt de acord cu tine. Păi mine mă interesează mai greu tare și ce ra cred. Raportul, felul în care te percepi tu în societate. Asta e problema Sigur. de învățământul. Cum se percep oamenii care în fața lor au niște copii a căror responsabilitate de relaționare și de oameni Așa. ar trebui să o aibă. Adică dacă școala vrea să formeze oameni, pentru că să vii să-ți pui lecția, e foarte simplu. Dar când un copil întreabă să inițiezi un dialog, când un copil, întreabă, când un copil are o problemă să-l iei de mână, să stai un pic de vorbă cu el, când un copil vrea să gândească să nu te sperii că nu o să-ți mai termin tu lecția conform planului care după aia va trebui aprobat de inspectorat și bifat și nu știu ce, oamenii, profesorii uită să poată să fie oameni și prieteni cu copiii din cauza focusului doar pe ce trebuie să livreze el ca bifat lecția ca făcut. Și o întrebare foarte interesantă. De ce cu aceiași profesori ai vrea să-ți meditezi copilul cu ăla care îți spune că copilul tău nu e bun la școală și care are nevoie de meditație? Și aici e o chestie foarte interesantă. Că noi suntem cumva ca niște masochiști. Co profesorul ia patru la desen, 3, că copilul Copină. ia 4, ia și profesorul câteodată, 4-3, da. da? Și după aia vine profesorul și sugerează, doamna. Are nevoie de pregătire. Eu pot să fac cu el. Da, trebuie să vă gândiți și dumneavoastră dacă... Păi și de ce ia patru? Păi de nu-i pregătit, doamna. Păi cine trebuie să-l pregătească? Păi am 36 în clasă, nu pot să stau cu toți. De asta vin și zic, pe mine mă interesează foarte tare să aflu, de exemplu, ce cred profesorii sau ce mai cred profesorii despre actuala programă școlară de care ei să țin. Sunt obligați să se țină că astea sunt regulile jocului. Programa școlară e făcută în cloud, dar nu e cea mai mare pro problemă. Marea problemă este scurcircuritarea ei și programa îți dă niște obiective și niște uh, baremuri și niște direcții. Copilul ăla trebuie să facă asta acum, asta acum, asta acum, asta acum. Asta este discutabilă. OK. Cum ajungi tu să predai acea programă? Este marea problemă din sistem. Păi e o trecere de la a preda o lecție așa cum o știm cu toții noi, generația noastră, generațiile de dinaintea noastră, poate chiar și câteva generații după noi și actualele generații și, de exemplu, a susține o prezentare. Pentru că mie mi se pare că astăzi, în 2020, când copiii noștri sunt fascinați și pe bună dreptate de ceea ce văd pe internet, de YouTube, de gaming, de tot ceea ce înseamnă fenomenul ăsta gaming, este evident că au alte așteptări de la noi. Și cred că ar aștepta inclusiv de la cei care sunt în fața lor și care încearcă să învețe ceva, ca de exemplu să descurce în viață, profesorilor, cred că asta e singura soluție. Profesorii să înceapă să fie pregătiți ca și când ar ține, nu știu, prezentări la TED. Pe canalul meu de YouTube da? sunt trei prezentări. Deocamdată sunt trei clipuri mari. România needucată e unul Așa? în care am povestit de încercarea mea de a face un workshop cu experți finlandezi pentru lideri politici, că m-am gândit că dacă liderii politici se conectează cu cum au făcut ea reforma, își dau seama că e mai simplu și că măcar un domeniu poate fi depolitizat. Se mai află un filmuleț cu elevii da. despre cum văd ei sistemul din interior și mai nou mai am un interviu cu Radu Sechei, care a fost consilierul ministrului uh, tehnocrat în vremea uh, ultimului mandat al doamnei Andrunescu și care a elaborat o viziune pe educație. Copiii din al doilea filmuleț da? și care el vorbește despre primele trei măsuri care ar trebui să schimbe sistemul. Copiii din al doilea filmuleț au spus așa, concluzia mare. Școala e paralelă cu viața. Când noi ieșim din școală, ne e frică să trăim. Punct. Au pus punct. Suntem numai înconjurați de teorie. Trebuie să învățăm teorie câteodată fără să o înțelegem. Nici teoria nu se predă într-un mod practic și într un mod în care din teoria aia să deprind un sistem de gândire da. și un un ghid ca uh, malaxorul și când eu ies în viață nu știu să mi caut un job, nu știu să fac un search relevant pe internet, nu știu să vorbesc cu oamenii, nu știu să pun întrebările care contează. Păi da în orice soluție, în orice problemă cel mai important e să formulezi întrebările și în problemele tale zilnice tu trebuie să fii antrenat. Bă, ce problemă am eu de fapt? Că vreau să schimb ceva la viața mea. Dar care e de fapt problema mea? Că întotdeauna identifici alta ca problema ta. Astea sunt niște skills-uri. Felul în care trăim în ziua de astăzi e mult mai complicat cu toată nebunia din jurul nostru cu consumul ăsta. Nu Sigur. Mai... Și trebuie să înveți să trăiești. Bă, da, se învață să trăiești. Și se învață să trăiești în școală. Trebuie să înveți să te protejezi, trebuie să înveți să identifici anturaj care ți-e bun, anturaj care nu ți-e bun, să faci chestia. Profesorii trebuie să, să, contribuie la chestia asta. Familia trebuie să fie o extensie. Profesorii, mulți profesori, am auzit spunând că au frică Așa? de ce se întâmplă cu copiii dacă ies din matca lecției. Care e una clasică. Eu vorbesc, voi stați și ascultați. Deci tot o chestie de frică, mă. Este frica de a integra. Pentru că felul în care tu integrezi 30 de copii este foarte greu. Adică trebuie să înțelegem chestia asta. Dar cu toate astea, există tehnici, că există și clase în care nu sunt integrați 20 de copii sau 25, tot în sistemul există public. Există clase și care nu sunt integrați 10 copii. Și chiar și în învățământul privat. Absolut. Că să nu ne gândim că învățământul privat e o salvare pentru că este aceeași resursă umană și aceeași mentalitate. Și sunt copii care nu sunt integrați. Pentru că, de fapt, profesorului îi e frică. Nu caută skills alea de integrare. E pentru că este și el rezultatul acelui sistem care are grijă întotdeauna să ne omoare curiozitatea, creativitatea, imaginația și orice urmă de curaj care a mai rămas până fiecare copil. Și atunci s-ajunge fix la frică. Mare, cel mai mare aliat al oricărui guvern din zona asta, din Balcani. Și mai e și o chestie care e foarte interesantă. Uh, ha, bă! Dar ce mă, noi cum am crescut? Toți! Acum, generația asta 40+, plus care sunt cumva... Ha, bă, că-i pupas, pe ăștia, că libertate, că... Dar ce mă, noi cum am crescut? Păi spun eu cum am crescut. Cu șmecherie. Asta vrem și de la ei? cu șmecherie. Ai, ai, Noi am învățat primii să fentăm și școala și tot. A, bă că învăț puțin în ultima zi, las-o dreacu mă. Hai mă ne facem treaba cu ea. Hai bă că e mișto aia, ducem două niște flori. Mă rog de asta stau două zile pe în față, dacă îmi dă și de trecere, hai că m-am scos. Da, știi de unde vine asta? Zi. De la duplicitate, pentru că de fapt în sistemul comunist nouă ni s-a pus pumnul în gură, au omorât 100.000 de oameni, au distrus elitele, a fost un măcel al identității noastre, okay. comandat mă rog, de okay, uh, dar, zic, da. Rusia sovietică care așa a decis că se implică în fiecare țară ca să fie sigură că blocul ăsta va fi lipit de ea, am avut momentul paucăr ăștia, toți puși, deși și așa mai departe. Toată elita aia de început a partidului Comunist n-avea cum să nu raporteze la Moscova și așa mai departe. S-a instaurat un regim autocrat, s-a instaurat un regim bazat pe frică și bazat pe niște declarații false de omul nou în care nu credea nimeni. Și atunci oamenii au ajuns acasă să perpetueze două tipuri de sisteme. Acasă erau sinceri și ascultau Europa liberă pe blat și vorbeau adevărul, iar când ieșeau în societate, erau băi nene, mucles da. și mai mult de atâta. îl puteau vinde pe vecinul de lângă ei. Păi chiar l-au și vândut, la că, că păte. Da, că, păi, categoric că așa au ajuns zeci de miliarde. Deci, duplicitatea a fost felul în care românul a putut să supraviețuiască. Adică, la întreprindere frumos, trească partidul, mergem la demonstrații și când mergem acasă, înjurăm, facem nu știu ce și mai luăm noi un șurub de la fabrică, că dacă scoatem 5 șuruburi într-o zi și 5 în alta, punem noi două, facem acolo ceva. Și am scos 100 de șuruburi și uite bă că e bine și cu comuniștii, de i dracu, mai scoteai, asta este nostalgia, Aia, că mai scoteai un mai șurubel, mai, așa, mai, așa, mai, mai luai niște... Cheri. Ala Am luat patru șublere odată, le-am vândut în piața Matache să mă răbibi, am băut am băut mințile. Și mai luam, cine vede, mă? Că așa e în economia bazată da, pe planificare, nu prea contează că dispare o pereche de tenis sau doi, că oricum nu-i vindeai. <laughs> <laughs> bă, Înțelegi? Băi, băi, cum ne vindecăm noi, mă, Tudore? Sau ne mai vindecăm? Eu nu întreb pentru noi, că în timpul vieții noastre slabe șanse să se mai întâmple ceva, zic. Singura Oricât am fi noi de sănătoși și am mai trăit încă 50 de ani Singura noastră șansă este să ne dorim ca o, o, reformă în educație să existe cu adevărat. Păi adică, stai mă, și cine o facem? Păi nu știu, când trece pandemia trebuie să ieșim în stradă în fiecare zi și să, când, și să, și să? Și să Cerem asta de politizarea. Eu am făcut și o petiție, am rămas surprins. Nu mi se pare că e semnată de puțini oameni, dar totuși mă așteptam să o semneze mai multă lume. Sută, sunt aproape 100 de miți, 92 de mii, 92.000 de oameni care. Noi avem nevoie de garanția politicienilor, da. care trebuie garantată da. și respectată. Da că de acum încolo ministerul educației este depolitizat și că toate măsurile legislative vor fi votate în unanimitate de către adoptarea unei viziuni care se va urmări și implementa pe termen lung. Sună și foarte mai frumos hârtie. Trebuie să și asume cineva, dacă mă întreb pe mine care e soluția, că reforma este dureroasă rău și că va Păi, când și vezi după cineva făcând când fu asta? Când funeriu a pus camere la bacalaureat, a lovit în universitățile în, în, private, în universitățile de apartament și de, de și cu învățământul universitar, cu vreo 400 de milioane de euro, că nu mai treceau progeniturile. Și nu mai aveau uia. Uh, vezi după cineva și făcând asta, vezi după cineva dând la o parte blestematele astea de manuale? Nu știu, frate, dar eu spun ceva. Pentru că Ai suntem să în 2020 și în continuare așteptăm Așa să vină niște manuale tipărite de la școală, când în ziua de astăzi totul este streaming. Pe... Manualul ar trebui să fie undeva online, accesat pe bază de username și parolă și îl poți modifica în real time. S-a schimbat ceva, s-a schimbat da, ceva în lume, schimb ceva și e ministru pe educație? Pepsiglas. Îl dai Ministru Educației, păi care nu -are, are un mandat de. de, de nu, dar cine vorbim în prezent? Cine, păi cine acum? Că s-a spunea că se dorește schimbarea. De fapt, nu se dorește Bă, niciun fel de schimbare. Asta, atâta timp știi? cât o să continuăm să folosim reflexivul, să dorește, nu se dorește, s-a pierdut, s-a stricat, nimic nu se va întâmpla. Și eu asta încerc să spun. În care să e drama, că soluțiile sunt aici, în toate. Tu nu trebuie decât să te uiți și să iei soluțiile. Mă nu știu, eu Păi și la nu de la alții. Există Uniunea Europeană cu peer counseling, cu programul de peer counseling. Tu știi că există program în care o tu, pe care România n-a -a reușit să-l să implementeze, implementeze? De peer counseling în care în șa, șase luni primește experți pe educație, care sunt din diverse țări de la Uniunea Europeană, care vin și auditează țara. Așa au educația și să fac un raport pe problemele tale clare, după șase luni. Da. Și tu, în funcție de raportul ăla, poți să schimbi lucruri. Mai mult decât atât. Există diverse sisteme de educație de unde poți să iei Model. modele. Nu trebuie să inventezi. Și te referi apacal. la nordici aici, și Nu numai la nordici. Poate să fie orice. Na, step by step s-a născut în America, de exemplu, un sistem. Tu poți să iei ceea ce consideri că este bun. Dar atenție! Trebuie să pui următoarea întrebare, Andy. Cum poți schimba un sistem de ale cărui slăbiciuni beneficiază înșiși actorii lui? Asta e întrebarea. Asta e întrebarea. Cum poți tu, în momentul de față, să convingi profesorii să nu mai facă venituri fiscalizate care prejudicează România cam de vreo 20-30 de milioane de euro pe an. Tu te referi aici la veniturile nedeclarate din meditații? Da, și procentul la care am ajuns eu la calculul ăsta e un procent mic. Am făcut un 15%, 10% din profesori. Păi poate dacă, de exemplu, i-am plătit mai corect pe profesori? Fii nu. Iată că n-am zis mai bine, mai corect. Poate dacă am mutat orele remediale în școli și primești mai puțin pe ora aia suplimentară în care tu faci oră remedială cu copilul care are nevoie, dar o primești oră suplimentară, pentru că tu știi că acum profesorii, unii profesori nu merg opt la școală în fiecare zi, ori servicii de optore. ore. Poate Ei da. dacă au două ore de engleză, știi ce fac? Au venit, le-au făcut pe alea două ore de engleză, dar nu se gândește să-și facă planul de lecție pentru următoarele cinci lecții în alea șase ore care rămân pe ziua aia. Să ce să dea meditații. Este, asta un, este să fii profesor un job de opt ore pe zi sau nu? În asta curând, aș vrea să mi-e teamă că jobul ăsta de profesor nu va mai fi deloc dorit. Păi nu, nu, oricum e option. Asta e altă discuție și au spus-o și copiii în acea, în acea discuție cu mine. Pentru noi, noi am observat foarte clar, au spus copiii, că să fii profesor este second option. Pentru că, de multe ori, să fii profesor este eșecul de la meseria pe care tu vroiai să o faci. Nu știu, poate vreau să ajung copywriter la Măchen, abar n-am, n-am reușit. E, nu e nimic, cu câteva română știu, fac modulul pedagogic și mă fac profesor. Poate că dacă am scoate din că programa școlară lucrurile alea care nu mai funcționează, și fi... ar fi mai puține ore? Nu, dar desfințarea titularizării. Îți dau un exemplu. Profesor pe viață, da? loc garantat, fără probleme. Cine te mai obligă, boss, să mai faci long life learning, cum spun finlandezii? Long life learning și recalificare. Pentru că întotdeauna când apar... Uh, Direcții noi trebuie să... Finlanda anul ăsta a introdus, a introdus a, opel, cod coding, Da. deci programare, a, din clasa a patra. Vezi? Vezi, tăticule? Digital, e. digital literacy este pentru ei focus. Copiii ăia... E frumos că noi discutăm aici, dar eu nu văd pe... Nu, încă eu n-am identificat omul, persoana, nu știu, măcar unul dintre... Oricum, unul singur nu va putea să facă niciodată nimic. Pentru că nu poți să înlocuiești un sistem cu o persoană. Iar sistemul același. De când suntem noi copii? Să fim sinceri nu mă refer aici doar la sistemul de învățământ. În general, sistemul eu îți dau ăla, un exemplu. cu litere, cu majuscule, e același tot. Eu nu ex... o să cedeze. Eu îți dau un exemplu. În momentul ăsta, dacă ești politician și ai bună voință, faci chestia asta. În momentul ăsta, dacă eu ajung și le spun... eu îți găsesc șase oameni în România pe care dacă îi bagi într-o cameră, da. n-au aceleași păreri, dar ies din camera aia cu o viziune și spun Asta trebuie făcut de mâine și asta se face la legislație. Îți dau și cine sunt. Poate să fie unul funeriu, poate să fie psihologul David de, de, de la Cluj, Cluj uh, Mircea Miclea, da. uh, Radu Sechei, da. poate să fie și Oana Morar, poate să fie și Măriu Catalpeș din uh, da, 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 da. zona de ONG și așa mai departe. Există în momentul ăsta da? și mă, oameni care ar putea să facă. Ratat pe, pe, foarte multă. Oameni pe care să-i bagi, da. dar care să nu fie arondați politic. Sigur. Atenție. Și tu, Parlament, să spui așa, ăștia, educația, în momentul ăsta, trebuie să intre în CNS, în Consiliul Național de Apărare a Țării. Este ă, sector din ăsta, cumva, de siguranță națională oamenii de care vorbești tu sunt dispuși să facă așa ceva? Da, bineînțeles. Eu sunt absolut convins. Sunt împreună? Funcționează? Pot fi puși împreună. Și sunt absolut convins că îi pui împreună într-o cameră și îi pui cu mandat și cred că se vor înțelege. Și eu cred cu tărie că ori oamenii puși împreună, mă rog, care au capacitatea asta de a vedea mai întâi ce îi leagă și nu ce Nu, și mai, și mai e o chestie. O, o, sigur, pot, duca e, e nevoie și de un mandat în care, să, ca, în care tu să cureți, în ghilimele, specialiștii Ministerului. Consilierii ăia de vindeau, vindeau fotbaliști. Tu nu știi ce, cu, cu ce corp. Oamenii ăștia au o viziune, dar cu aia, tu aia trebuie să o implementezi cu competență. Ori noi știm foarte bine că aparatele 2, 3 și 4 din ministere, subsecretari de stat și subministri, nu pleacă niciodată. Păi, a cine a trăinuit? că ea nu pleacă niciodată. Ăia acum se reconvertez profesional? Și aici o să dau în foarte multă lume când zici și asta, știi? Ia uite-l bă și pe ăla, ce... Ăia care au fost angajați acolo, care au fost puși să tacă din gură, care au fost puși politic, care au fost puși că am și eu o relație pe cineva, dă bă la minister să facă, că e, ce, ești și are 20 ani, da, face ceva la minister acolo. Angajat pe post de consilier și ăla ar să-ți să -ți facă ție strategii pe educație și să implementeze o viziune. Că o viziune îți zice pași de implementare, unde trebuie să ajungem în 30 de ani, dar modalitatea de implementare trebuie să facă cu niște oameni cu adevărat pregătiți. Asta e marea problemă, ce se, ce se întâmplă și în primărie, că vorbim de alegeri, nu? Eșalonul da. 2, eșalonul 3, consilierii și așa mai departe. Incompetența aia, de, ve de o vedem pe aia cu dorel, nu? Cum încep să spargă străzile după ce au asfaltat. Aia este o treabă de planning. De aia se întâmplă. De aia sparg strada după ce au asfaltat-o. Că nu e planning. Tot planning cred că este și la partea asta în care orice parc devine condominiu sau ce vrei tu, orice clădire de afaceri și așa mai departe. Cum ai educat oamenii că au nevoie de sport în toată această perioadă? Știi, cum ai educat, apropo de pandemie, că se, noi, ca țară, avem această comorbiditate, mulți diabetici, mulți obeji, nu? Da. De ce faci tu sport? Știi? Că tu faci sport, te da. dai cu snowboard-ul. Da, te da, duci, da, nu, chiar fac și sport faci sport regulat. Faci sport? De ce faci sport? De ce ai ajuns la concluzia asta? Cumva, poate că în tine a mai rămas ceva educație de sport de când erai mic și cumva ai Posibil. avut un anturaj. Dar chestia asta trebuie reglementată. Copiii trebuie să păi înțeleagă. Nu poți să la școală de la început. Mai păi nu poți, boss, că vine părintele și spune că în noiembrie te omoară dacă îți ții copilul afară la 7 grade. Vrei să răcească? Ce vreau eu să-ți spun este că, este că noi nu putem să găsim un unic vinovat. Noi nici ne... nu să pune problema, pentru că noi, români avem chestia asta. Noi, odată ce identificăm un vinovat, ne-am liniștit, dar problema rămâne în continuare nerezolvată. Da. Eu cred că noi trebuie să depășim faza asta, în care atunci când de descoperim o problemă, trebuie neapărat să vedem și cine e vinovatul Dă-l în masa de vinovat, să nu știm cine e. Nici nu ne interesează că nu vrem să-l pedepsim. Vrem să încercăm să rezolvăm problema. Atât și nimic. Da, dar și el atunci trebuie să-l lase pe copil la șapte grade afară. Dacă, dacă reușești să-i explici că nu e rău, ci e bine, eu sunt convins că o să lase. Eu cred că nici nu la a încercat fel nimeni nu să vorbească să mă cu oamenii. Nu la oameni, mai eu, care trec în luna iulie pe stradă da, și mă, copilul știu, este da, îmbrăcat mă, în flanel da, și ea da, e mai eu. Da, mă știu, se întâmplă multe lucruri. Adică ea cu cred... reglarea termică îi pune în șase luni după aia gata. Dar există atât. oameni care au abilitatea să vorbească cu alți oameni astfel încât să nu vorbească de sus, să nu fie aroganți, să nu dea impresia celuilalt că eu sunt deștept și tu ești prost, că doar eu știu și tu nu știi nimic. Și dacă oamenii au să încerce să facă niște pași înainte, poate că o să începem să facem cu toții. Așa, da, momentul în care ușură. am inițiat, in, inițiat acel workshop pentru politicieni, semnalul care a venit la mine, a fost cine e ăsta să aibă o inițiativă de ce cetățenii au o inițiativă civică care îl vizează pe politicieni. E arma de autoapărare a sistemului, asta e normal, aici o găsesc. Înțelegi? Pe mine altceva mai Descurajarea inițiativei. asta o înțeleg de, că vine dar de atent, la sistem. Nu vine din școală. Vine din școală. Tot Desc din sistem. Descurajarea, păi dar noi eram obligați să învățăm comentariile pe de rost la, la română. Stai, păi dacă nu nimic, e la fel în continuare. Eu dacă aveam inițiativa să spun că eu o tâmpenie creangă, profesorul trebuia să aibă o mină de aur în momentul ăla. Eu veneam și eram rău clasice. Bă, creangă e un bou. De ce? Nu-mi place povestea aia cu drobul. Că bă, puteau să mute drobul ăla de acolo. Ce mare, ce mare căcat e da. povestea asta. Și profesorul să spune hai să discutăm despre asta. Da. Într-adevăr, dar de ce e creangă un bou? Păi domne, putea să găsească altă soluție. Dar te-ai gândit că el poate prin chestia asta a vrut să critique o chestie? Nu m-am gândit așa. Dacă o iau așa, da, că e de râs, da. Dar da, da totuși putea să scrie altfel, domne, și începe o discuție. Și copilul ăla gândește și el, vede o perspectivă. Băi! O să sun pe tactul că ai spus că creangă Doamna Popescu. Doamna Popescu, e inacceptabil, domn. Liviu l-a făcut astăzi pe creangă bou în, în, mijlocul clasei, doamnă. Vă rog, vorbiți cu el. Iar acasă se duce și îl dezbracă pe Liviu, cum am văzut acum, cu ăla, cu primarul ăla, cu... Da, cu... Bă, incredibil, ăla ăla incredibil, cred că mă e mă fundamentalist. Fără. Da, nu știu, ceva nu știu, penticostal, intercontinental, ceva, nu știu, asta... <laughs> <laughs> deci, că am văzut cum îi zicea cu Isus după aia pe Mamă, ma, ma, eu n-am avut puterea să mă. Uit. Ma, tu aici ma, 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 ești mai tare ma, ma. decât mine Isus Vechiul Testament, bătaie, box. Deci Isus e cel puțin chesus Clei, adică în mintea oamenilor hai, răscură, dar, e pe Să Te folosești așa. Ce facem noi doi, mă? Astăzi, astăzi, mâine, ce facem noi doi? Păi eu ce să fac? Încerc să fiu, încerc să le arăt copiilor mei lumea Într-un fel, care e un mix de adevăr și un mix de Roberto Benini, în care ești în lagărul nazist, dar de fapt îi vinzi o altă poveste, ca să avem niște copii cât de cât să se bucure de, copil de copilăria lor. Eu încerc să mă implic în tot felul de inițiative și la firul ierbii, am încercat și sus, am să strig întotdeauna că și am să urlu cât pot eu de tare, că pentru ca această țară să aibă salvare, este clar o chestie care pornește de la educație este punctul meu de vedere că nu se poate face o schimbare decât acum. Sunt mai optimist ca tine, că da, cred că dacă ar, s-ar implementa niște măsuri reale și care să zguduie acest sistem, da. deci să-l zguduie, să, fie, să iasă sindicatele, să urle, să se certe, să, să fie nebunie, să rock. se certe de rock, reforma e punere în altă formă și dacă iau un conținut și îl pun în altă formă s-ar putea să trebuiască să-i dau un cap ca să-l bag în altă formă. Asta e și unul să mai rămână pe lângă. Că asta înseamnă să pui în altă formă. Eu cred că și în 10 ani s-ar putea vedea schimbările. Pentru că este nevoie de o asanare care să folosească tuturor. Și profesorilor în primul rând le-ar folosi. Dar trebuie ca Apropo de educație, respectul față de profesor să crească, mai ales de la ei față de ei înșiși și cred că să ajungi profesor ar trebui să fie foarte greu, foarte greu în România. Și eu cred că de la lucruri, de, deci de la reforma în educație se poate salva această țară dacă mai e ceva de salvat. Că noi de schimbat nu ne schimbăm și sunt bune reformele la firul ierbii, eu personal cred însă că cu firul ierbii va dura extrem de mult, dar din Parlament și cu voința politică care să depolitizeze educația, ar putea să dureze mai puțin împreună cu toate de la firul ierbii care fac foarte multe lucruri. Că e supertici, că e tici for România, că e școala în valiză, că e din Valiză, că e orice, toate inițiativele astea. Ele nu se vor putea uni. Că și în spatele lor sunt niște direcții de comunicare. Dar noi avem dreptul la școală publică pentru copiii noștri și pentru copiii din țara asta care cumva se vor transforma în adulții care vor face țara asta mâine și care acum cresc cu părinții plecați prin Spania, crescuți de bunici, în familii dezorganizate foarte mulți dintre ei și singurul far pentru ei ar fi educația. Dar când ajung acolo primesc altceva sau nu ce ar trebui să primească generațiile de acum. Să nu mai creștem în frică, noi suntem fricoși, Andy. Fricoși și eu și tu. -am Așa -am, crescut, fost de mici. Cum a... Da, nu punem mâna, nu, nu spune pune aia, nu face Nu, nu. Bă, de câte gură? ori zici nu unui copil? Nu, așa creștem, așa am crescut. Noi suntem și toată lumea zice da, ce voi, eu am crescut bine. Bă, ai crescut bine, dar de fapt ai probleme ca adult. Că noi românii nu acceptăm nici să mergem la psiholog, că zicem că e psihiatru. Nu? Așa e, tată. Mersi frumos de vizită. Te mai aștept că vre. drumul e lung și tare aș vrea. Să te dezinfectezi. <laughs> Hai că râdem, glumim, dar abia aștept să văd reacțiile la opiniile pe care le-am încrucișat noi aici. Ne vedem inevitabil mai jos, în secțiunea comentarii. Unde, în limita stocului disponibil, o să și răspund. În timp util vreau să spun. Sunt Andy Moisescu. Mă înclin. Voie bună.